Asociația Club Rotary Iași Copou a inaugurat o inițiativă de anvergură menită să revoluționeze metodele de soluționare a conflictelor în spațiul public și privat. Scopul proiectului este de a dezvolta și implementa metode alternative de soluționare a conflictelor într-un demers menit să prevină fenomenul victimizării în diverse contexte sociale. Prin colaborarea strânsă dintre entitățile implicate, se urmărește crearea unui mediu comunitar mai sigur și mai inclusiv. Își propune prin acest proiect rezolvarea conflictelor și prevenirea victimizării, o campanie de conștientizare și de sprijin pentru tinerii din licee și din universitățile ieșene, un sprijin în sensul de informare pentru prevenirea victimizării, pentru că este un fenomen pe care nu îl putem nega. Activitatea are ca scop dezvoltarea metodelor alternative de soluționare a conflictelor ce pot apărea în spațiul public și privat, în care persoanele implicate pot deveni victime. Am fost întrebați de foarte multe ori, mai ales în campania cu bullying-ul, ce înseamnă autoapărarea? Când putem să ne apărăm, care este limita de între lege și fără de lege. Și iată că, adunând aceste întrebări, frământări ale tinerilor, le-am așezat într-un proiect, marca Asociația Club Rotary Iași Copou și în parteneriatul cu cele trei instituții ale statului, Inspectoratul Școlar Județean Iași, Inspectoratul de Poliție Județean Iași, Inspectoratul de Jandarmi Județean Iași, Asociația ROR și Asociația Internațională a Polițiștilor, vor aduce în fața tinerilor oameni cu expertiză. Ideea sau inițiativa a pornit de la necesitatea de a informa și conștientiza tinerii despre pericolele la care se supun vis-a-vis de activitatelor în mediul școlar sau preșcolar, atât pe timpul orilor de program, cât și în afara acestuia. Totodată ne-am gândit ca publicul nostru, în special zona universitară sau preuniversitară, să fie informat corect de la oamenii specializați pentru a gestiona corect un conflict și pentru a nu fi victima unui conflict. Proiectul Rezolvarea conflictelor și prevenirea victimizării se bucură de sprijinul și implicarea activă a instituțiilor partenere care au recunoscut importanța consolidării eforturilor comunitare în promovarea unei societăți armonioase și sigure.